Sorinele, mamă, dar tu nu mănânci nimic? A, nu ești aici și nici la muncă nu ești? Aha, iartă-mă. Da. Ce vrei să fac, Marcele? Trebuia să o ajut pe Emma. În primul rând, trebuia să ții cont de ce vrea Pitu, nu de ce vrea Emma. Vreau să-i fie bine lui Sorin. Nu vreau să-și distrugă tinerețea alături de nebuna aia. Opa, așa mi-a zis și mie, mă, dacă te-am cunoscut. Să te las în pace, că-s marinar nebun, ca să-ți trăiești tinerețea. Știi, ele s-a tâmplat a Domnului și ai venit cu mine. Că mă iubeai, bănuiesc. Vrei să ne lase și pe noi, Sorinel, în plata Domnului? Nu pot să cred că nu vă potoliți. Batuți cu Sia, batuți cu Emma. Și săracul Sorin are de suferit din cauza voastră. Să vă fie rușină. Mamă, îi vreau binele lui Sorin. Amândoi îi vrem binele, nu? Și binele lui nu e alături de Sia. Dacă îi vreți binele, ar trebui să-l lăsați pe el să decide cu cine vrea să fie. Și spune-i adevărul odată. Ascultă pe ea, dacă pe mine nu vrei să mă asculți. Bine, gata. Gata. Așa am să fac. Da? Așa fac. Mulțumesc, tată. Ei, hai, lasă-mă în pace, că nici tu nu ești mai braz. De ce? Eu bagi pe Sia pe gât. Păi ce faci? Acum ne tragi la răspundere pe amândoi? Păi nu meritați. Mm-hmm. Așa e, mamă. Merită. Nu te duci. Să-mi pună mâncare. Și-a adus aminte. Ai enervat-o. Sia, stai! Te-am așteptat. M-ai urmărit, vrei să zici? Nu. Ba da, te-am urmărit, da. Zi odată ce vrei, că mi-e frig. Vrei să ne împăcăm? Mă gândeam că acum, dacă știi adevărul, putem să ne împăcăm. Lucrurile sunt complicate în continuare. De ce? Eu te iubesc. Nu vezi că nimeni nu ne vrea împreună? Nici măcar mama ta. Și ție-ți pasă ce zice mama mea, că mie nu-mi pasă. Nu, normal că nu-mi pasă. Și atunci? Ce, nu simți nimic pentru mine? Știi foarte bine ce simt pentru tine. Și atunci? Și atunci... ești în probe. Ce? Da. Când am venit aici, Petru mi-a zis că sunt într-o perioadă de probă și m-am gândit să fac același lucru și eu cu tine. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să faci doar ce zic eu. Ok. Ok. Și ce vrei să fac? Vrei să zic acum? Nu vrei să fac nimic? Ce faci, mamă? Bă, te-a întrebat mata ceva. M-a fi întrebat. Dar eu tot nu pot să înțeleg ce a fost în capul ei când a făcut ce a făcut. Hai, Sorine, vină încoate, rog. Nu suport să văd că nu vorbești cu mine. Vino, mă, când te cheamă mata. Mama, nu vreau să sufer din cauza mea. Păi, cam asta se întâmplă când intri cu bocanci în viața al cuiva.
Stai, mă, calm, stai calm. Că măta vrea să spună ceva important. Bagă-mă mie. Mama, să știi că nu eu i-am spus Emei să dea pozele la presă. Așa. De ce m-am făcut singură ce-a făcut? Da. Da. Mă gândeam eu că nu ești capabilă de asta. Uite, să știi că tu acum, de fapt, ești mare, te-ai maturizat. Poți să alegi singur. Așa și... Și... Dacă vrei să o alegi pe Sia, eu de azi înainte nu mă mai opun. În sfârșit. Dar nu înțeleg de ce n-ai putut să o accept de la început. Psst. Mă rog. Totul e bine când se termină cu bine, nu? Sorine, mamă. Să știi că și atunci când părinții au decizii proaste, se gândesc tot la binele copilului lor. Mereu aceea scuz. Da, bă. Le-ai o scuză bună. Hai. Ha. Noroc. Ai, noroc. A fost greu.